Peste 10% din angajații Societății Naționale a Huilei Petroșani sunt în foaie de boală. Directorul general al SNH, Nicolae Drăgoi, a totalizat numărul foilor de boală înregistrate zilnic în rândul angajaților. Foile de boală vor fi criteriul decisiv pentru cei care urmează să fie pensionați. Referitor la pensionare, vreau să vă spun din start că s-a făcut o analiză a celor care au condiții de pensionare și în rândul acestor persoane care au condiții de pensionare, cei care sunt în foaie de boală. Deci această analiză s-a aplicat de la situația creată, adică avem 10% foaie de boală la nivel de Societatea Națională a Huilei. În urma acestei situații apărute, directorii au trebuit să facă o analiză la fiecare unitate minieră, iar cei care au condiții de pensionare și sunt în foaie de boală, să întrebăm ce au de gând să facă în viitor, iar dacă vreau să lucreze în continuare, sunt bineveniți să rămână să lucreze în continuare, dar dacă stau în foaie de boală, vom fi nevoiți să îi îndrumăm spre pensionare, deoarece avem nevoie de tineri în locul lor la fronturile de lucru. Cele mai multe foi de boală sunt înregistrate la mina Lonea, urmând îndeaproape mina Livezeni. Momentan la Lonea avem în jur de 12%, urmează Livezeniu 10% și cele două din partea vestică, Lupeniu și Vulcanul la 9%. La personalul TESA, fiecare director de unitate va face o analiză și va discuta și cu cei care au condiții de pensionare, iar cei care își fac datoria și se consideră că sunt buni pe posturile pe care le ocupă, vor rămâne în continuare între noi. La unitățile miniere viabile din Valea Jiului nu s-au mai făcut angajări de ani de zile. Singura unitate minieră unde s-a împrospătat forța de muncă este mina Lupeni, dar și aici cele 60 de persoane au fost angajate pe o perioadă determinată de 6 luni. În ceea ce privește pensionările, vor fi salvate locurile de muncă de la fronturile de lucru. Spre exemplu, luni, 29 iulie, numărul foilor de boală de la SNH a fost de 9,5%, iar marți, 30 iulie, s-au înregistrat 9,6% concedii medicale. Potrivit directorului general, după analiza care este în derulare, se va stabili cine va părăsi sistemul.